Activitate bilanța Asociației Pro-Basarabia Bucovina și Ținutul Herțe, filiala Onești, chiar la împlinirea 105 ani de la unirea Basarabiei cu țara mamă. De remarcat este faptul că la eveniment au fost prezenți primari, dar și foști primari, care de-a lungul timpului au fost aproape de activitățile asociației, ba chiar au fost implicați activ ca și parteneri. Este vorba de Adriana Enache, primarul comunei Mănăstirea Cașin, Cristian Aurelian Ciubotaru, primarul orașului Stațiune Târgohna, dar și de Ștefan Șilochi, fostul primar al orașului Târgohna, și Daniel Soroiu, fostul primar al comunei Cașin. Mai multe detalii în minutele următoare. Sunt onorat să fiu prezent astăzi aici și trebuie să mulțumesc domnului Rusanovski, pentru că am avut multe activități și domnul Rusanovski, nu fiți dezamăgit, s-au făcut pași mulți. Am reușit împreună cu dumneavoastră și cu doamna Dana Lungu, care îi mulțumesc, să facem câteva lucruri interesante. Am încercat aceste relații cu Republica Moldova și am învățit orașul Târgovna împreună cu domnul primar actual, administrator public și viceprimar la Târgovna, să ne învățim cu 5 orașe din Republica Moldova. Cu Edinețu, Cricova, Medești Mici, Capaclia și cea de lungă din Găuzia. Deci de la nord la sud. Și aș vrea să remarc aici că sunt foarte mulți moldoveni care n-au văzut niciodată România și foarte mulți români care n-au văzut niciodată Moldova. Deci trebuie să înțelegem că până nu vin aici să vadă măcar o dată ce s-a făcut. Și sigur că nu putem impune nimic. Dar după ce vine și cunoaște, el își va schimba gândirea. Aș dori să spun că noi avem în Târgovna 32 de persoane cu familiilor mutate în Târgovna. Sunt organizați destul de bine. Am făcut chiar alegeri, avem un reprezentant. Astăzi s-au întâlnit acolo, de la primărie, tot ajutorul. Și chiar avem angajați la primărie, 3 persoane din Republica Moldova. Avem cele mai mari rezerve, după părerea mea, sunt acele schimburi de experiență cu elevii. De la Liceul Eminescu din Edineț, la Liceul din Târgovna. Care au fost concluziile? După ce au venit ei la noi, s-au dus copiii noștri acolo, când au venit, au spus ce oameni frumoși, deștepți și cunosc 3 limbi. Asta este important. Dar cum am făcut? Au venit vineri seara, au stat în familie și luni s-au dus la școală. Cu elevii de la Târgovna. La fel au pățit și dincolo. Pe acei tineri, când vin și văd un lucru real, când stau în familie și vede că nimeni nu le dorește casa, familia, terenul, cred că așa pot fi convinși că nu avem nimic de luat unii de la alții decât să fim împreună. Suntem înfrățiți cu 5 orașe din actuala Ucraina, începând de la Reni, Izmael, Cetatea Albă. Acolo chiar avem relații destul de bune. Tot așa, făcând schimburi de experiență. Bine. Și atunci aceste schimburi de experiență trebuie continuate. Pentru că numai așa ne vom cunoaște mai bine și vom vedea că nimeni nu dorește bunul altuia și eu sper, domnul Rusanovski, că vom ajunge și în acel moment. Mulțumesc tare mult! Trebuie să vă mulțumesc dumneavoastră că fără dumneavoastră nu puteam să cunosc primarul de la Edineț, care este un om deosebit și care a avut aceste schimburi de experiență. Primarul de la Cricova, de la Minești Mici, șeful de raion. Apoi am extins aceste întâlniri cu președinții de Consilii Județene. Cu domnul Brașoveanu de la Bacău, am fost la Cricova, la Minești Mici, chiar am participat la zilele festive de acolo. Deci acestea cred eu că sunt probleme pe care le putem noi face. Mulțumesc tare mult! Trebuie să o felicit pe doamna Lungu, pentru că la Herța am fost împreună și la Maraon Maramureș istoric și Dana, îți mulțumesc tare mult că toate acțiunile pe care le-ai făcut, cam tu ai fost motorul acolo și fără tine noi ne adunăm mai greu, așa voi. Domnul Luzanus, mă felicit pentru activitate. Să știți că l-ați făcut foarte multe. Unirea se va face un timp mai practic și vă spun că unirea se va face atunci când marile puteri vor fi de acord. Până atunci, voința neamului românesc sau a basarabenilor, chiar dacă vom voi să ne unim, dacă marile puteri vor fi de acord, știți, ați văzut cum se spunea, că unirea la 18 a fost recunoscută în locul nostru, care a recunoscut-o Anglia, Franța și Italia. Dacă nu o recunoșteau, nu eram unit. Așa că, ce să vă spun, am fost implicat în niște proiecte cu doamna Dana,
Aici în sală este și un domn Tudose Constantin, un cetățean. Urmează să vină și dumneavoastră la microfon. Pe care ne-a mobilizat domnul profesor Puiu, să amintiți de frumoasele activități cu putem 5.000, cu Universitatea Tehnică din Chișinău, la care domnul profesor Puiu a participat și a fost unul din artizanii acelor acțiuni extraordinare, zic eu. Într-adevăr, în perioada când a fost primar, am reușit să ne înfrățim cu Comuna Colibaș din Basarabia, da? Și pornim din sud, da? Din Caut, și am urcat până la Mahala, la Cernăuți, unde ne-am înfrățit cu comuna de acolo. Am participat și noi cu delegația din Cașin la Fântâna Albă, la comemorarea celor căzuți acolo, și la Lunga. Am făcut cât am putut și speranța moare. În primul rând vreau să îi mulțumesc domnului Rusanovski pentru faptul că Mănăstirea Cașin astăzi este înfrățită cu Comuna Parcova din Republica Moldova. Din Basarabia. Din Basarabia. Într-adevăr, o comună frumoasă, cu oameni frumoși. Am fost și noi acolo, au venit și ei la noi. Ce m-a impresionat cel mai mult, și aici îi dau dreptate domnului fost primar de la Târgu Mureș, au venit câțiva tineri către mine și mi-au spus cât este de frumos la dumneavoastră acasă. Într-adevăr, aveți dreptate. Deci, nu știu dacă cei în vârstă au apreciat vizita la noi la Mănăstirea Cașin. I-am văzut un pic stingheri, un pic diferit, așa, cumva. Nu știu dacă aș putea să spun răuvoitori, e prea mult spus. Dar copiii aceia s-au bucurat foarte mult aflându-se la noi pe acasă, la Mănăstirea Cașin. Și le-a plăcut foarte mult România. I-am văzut pe ei încântați de faptul că ce lucruri frumoase au văzut către noi și își doreau, am văzut o tânără frumoasă spunând, îmi doresc să fiu studentă în România. Eu cred că ceea ce ați construit dumneavoastră în acești ani nu ne revine decât nouă sarcina să o ducem mai departe. Și eu și Dana și toți cei mai tineri din această sală și cei care nu sunt în această sală trebuie să facem tot ce ne stă în putință pe legislația de acum, cu oamenii de acum, cu colegii, cu toți cei apropiați. Pentru că lucrurile trainice se fac în timp, nu le putem schimba. Important este să nu ne oprim. Pentru că odată ceea ce dumneavoastră a pornit, acest mic bulgăre se tot rostogolește. Da, la Tecovna continuăm ceea ce s-a început, relațiile de cooperare și de colaborare cu instituțiile și cu autoritățile locale și cu cei care doresc să participe alături de noi. Foarte mulți din Republica Moldova și-au cumpărat proprietăți la Târgu Ocna, vin la Târgu Ocna, au proprietăți și locuiesc la Târgu Ocna, dar foarte mulți au cumpărat proprietăți și utilizează partea balneară de la Târgu Ocna și partea turistică. Deci iată că cu cât trec mai mult granițele acelea instituționale și descoperă Târgu Ocna și cât mai mulți din zona României traversează granițele acolo, tot mai mult, eu cred că lucrurile merg pe un drum bun. Prezent la eveniment a fost și Narcis Jitaru, subprefectul județului Bacău, care a ținut să felicite filiala din Onești pentru îndelungata activitate de promovare a valorilor și istoriei neamului românesc. Mai multe în minutele următoare. Din păcate, a slujit, după 105 ani de la Marea Unire, mă aflu în generația celor care uită. Generația tânără, care nu mai bagă de seamă decât ce apare pe la televizor. Generația tânără care caută pe telefon tot felul de conspirații și nu mai citesc istorie. Mă aflu în acea generație tânără care nu mai au răbdare să asculte oameni care simt altfel, cum sunteți dumneavoastră, cum este domnul profesor Puiu, care mi-a fost profesor, apropo, la Facultatea de Inginerie, la Bacău. Zic eu că mă aflu într-o generație greșită, dar care poate repara ceva. Am versul și la curs. Da, știu, da, știu, da, am profesor. Am și câteva cărți. Dar consider că fac parte din acea generație care poate totuși repara ceva. Din fericire pentru mine personal, am participat la câteva evenimente organizate de dumneavoastră, de Dana Lungu, pentru că ne leagă o relație din 2007.
la câteva evenimente chiar organizate la Comănești, pentru că eu de acolo sunt, de pe doamna profesoră Petrița Blube, când era director al Colegiului Tehnic Dimitrie Ghica. Deci am intrat cumva, am intrat cumva cu activitatea dumneavoastră a Asociației Pro Basarabia. Nicăieri și la niciun eveniment la care am participat și în calitate de funcționar al primăriei Comănești, astăzi Remelnic, subprefect al județului Bacău, n-am trăit ceea ce am trăit astăzi aici. Să vezi oameni care, atunci când vorbesc despre Basarabia, despre un tărâm unic, să spunem, în acest context pro-european în care noi, cei din România, trăim, când vorbesc despre Basarabia, îi se ricărește o lacrimă. Prea puțin acei români care vorbesc astăzi despre Basarabia. Nu mai spun de politicieni. Eu sunt tânăr. Trebuie să învăț mai multe de la viață. Și numai de la oameni ca dumneavoastră, ca cei prezenți în sală, am șansa să învăț ceva. O să promit, indiferent ce voi face în această viață profesional sau personal, să fiu alături de asociație, pe Danalul mai ales, cum am fost și până acum, și împreună cu toți cei prezenți în sală să dedicăm din puținul timp, pentru că, cum am spus, suntem grăbiți, avem multe pe cap, așa ne lăudăm, alții se plâng de acest lucru, din puținul timp să oferim și idealului suprem, acel al unirii României cu Basarabia sau Basarabiei cu România.